așa, mă, aici eu ce să fac? Unde suntem? Pe ce planetă? Să te curăț un pic, că îi apărea la televizor și să fii frumoasă. Nu mă încet, că-i moale. Că nu-i vară, merem încet. Să nu picăm ca cu Iancu. Hop. Hop. Și care baiu? Cum o stat atât înăuntru, i-am unit nu vechi. Cum o stat atât așa pe semi-întuneric, știi? Și am o să cam teme de... Hai pe aici, hai. Nu mă încet, că nu te las de lanț, hai. Hop, 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 hop. No, nu mă încet, dar ce face mamă? Hop, hop, hop. Aici azi eu mă auzi. Hai după mine, hai. Ai încredere și hai după mine încet. Nu mă încet. No, mă, te-ai dat cu Sania și tu. Hop, hop, nu mă încet. Nu mă încet. Dai că fugi tu imediat, te las acolo în țarcul tău. No, hai că te las să fugi dacă se pare că vrei să fugi. Apoi poți fugi liniștită, dragă. Mă du-te, fugi. Mă du-te, fugi, amu. Să bucură, ia ce să bucură, vezi? Să mândrește cu ce are ea. Ce slalom face! Haide, de, de! Eu vă dor să iasă la plimbare. Hai, da, mamă, hai! Știu că-ți place, știu că te bucuri, știu. N-o vezi, de ea nu mi-e frică când o văd că vine așa în fugă către mine, dar de Iancu eram în stare să-ți leșin aici. Serios? Io, Doamne, zbura inima din piept când îl vedeam că o e la fugă către mine. Ce te dă? De ce du, mamă? Vai frumoasă ești, te bucuri, bucură-te. Temperaturi de 10-12 grade între Crăciun și Revelion. Cum să nu scoatem animalele astea la plimbare? Ia uite-te ce clopot frumos i-am făcut, l-am legat cu curea, cu lanță, nu se rupă. Un pic poate că e cam larg, dar o să-l mai scurtez, o să-l mai strâmtez. Da ce? S-a plăcut? Da, știu că ești fericită. Da, știu că ești fericită. Tu ai vrea mă pe Anuca să o ai aici lângă tine. Dar nu pot lăsa, ci că nu-i obișnuită cu gardul electric și mă tem că mi le rupe. Ce mă? E mulțumită, amu.
No, cine mă mai vede că-s la plimbare, eu? Mă lasă pe la iamu. Mi-e frică, mă tuns. Scurt. Bun, hai să merem, că avem și alte animale. Hai! Hai, de, de, de! Hai, de, 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 de! Hai, Anuca, hai, da! Hai, Anuca! No, stai numai încet, nu m-ai văzut. Haide, haide, hai aici, haide. Hai, bine, haide. Hai, că tu nu vezi așa bine, haide. Hai cu mine, hai cu mine, hai. Haide, hai. Hai, mamă, hai. Hai să mergem la plimbare. Haide. Oh, ce bine te înțelege tu cu caprele, stai numai să vezi. Haide, hai. Haide, de, de, de. Haide, de, 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 de. Ia ce fetiță cu minte am eu! No. Ei, avem treabă! No, haide! Haide, de, de, de! No, nu săriți tare, fetele, că sunteți gestante, nu mă încet! Hai, Anuca, hai! Hop, hop, nu mă încet! Nu mă trântești de pământ! Hai, de, 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 e da, e da, e da, e da, e da. Hai, Anuca, hai. Hai, iubită, hai. No, ho, să nu ticați în baltă. Hai, mamă, hai. Hai de, 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 de. Hai de, 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 de. Hai că aici e bună iarba, fetele. Hai de, 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 de. Nu mă încerc să nu-mi tropotiți dibolița. Hai. Hai de, de, de. Ioi, 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 ioi. Ia vezi, Anuca, asta e iarbă. Și tu o bagi în gură, ia miros-o. Prima dată hai să-ți arăt. Că mulan la măriu că i-am arătat. Fii atent. O iei așa și deschizi guruca și faci așa, ia, fii atent, fii atentă, fii atentă, fii atentă, că vin caprele să-mi o fure, nu, hai, nu, ia ce prăjitură faină ți-am pregătit, ni gusto, vezi ce gustoză e, te chem de ea, dar nu-ți face nimic, ia, mu, mestec-o, vezi ce gustare, fă, fă, ce bună, e bună, știi, ni de acolo vine, mai ies tu. Țin minte, acum îmi amintesc de măriuca, că îi băgam un ciuf de ăsta în gură și după aia tă la mine în mână cota. Hai, dar tu să-ți dau un chic, ia. Fii atent, fii atent. Băgăm un chic, nu-ți place, dar n-ai ce face. Nu, nu am ce să face. Domnul ca paște, ia să uită la capre. Da. E ciudată că-i pe verde. E acră, e ca salata, ți-e îți place? O dată afară? E, no, e descoperit și tu iarba. Ia că-ți mai dau, asta e foarte dulce. Ia vezi-l tu, aici stai ghizdei. Ăsta e ghizdeiul care l-am sămânat eu aici pentru tine. Să vezi ce dulce e ăsta, ia. Ia vezi, ia. Bagă-l în gură. Bagă-l în gură. Ia, ce bun e ăsta. Ăsta, dacă începi să-l mesteci, să vezi ăsta ce bun e, ia. Ni, te gâdilă pe la nas. Hai să-ți arăt tu. Tu nu știi, trebuie să te învăț eu toate lucrurile. Hai că ești deșteaptă, păi numai să prinzi gustul, să vezi ce bine mânci. Hai, da, mă rog, te sperie, că nu-ți fac nimic rău. Te sperie. Ia, stai. Asta, dacă-l guști,
peste, că la acela vezi ce bun e. Iubita. Hai să începem. Ai. Lucrărie. Hai, Dane. Ha. Ia ghizdei. Mâncă ghizdei. Hai, Anuca, hai. Hai, iubito. Nu vrei? Hai tu. Ia-ți tu cornițele. Ce-i tu? Ai o mutră de filozof din ăla îngânfat. Nu știi care o voază de bebeluș. Și m-a scos amu aici, eu ce să fac? Unde suntem? Pe ce planetă? Și amu, ce să fac eu aici? Einstein Bivol o cheamă. Ce? Einstein Bivol. Ține așa de ajut în gură, să mai dau un pic de ghizdei. Ia. Ba. Bagă-i pe lângă de ajut. Da, lasă-o că mănâncă ea. Mănâncă? Da. Uite-te tu la e, cum se învață tu. Ce faci, prințesă? Ce faci, fetița? N-ai mai ieșit afară să vezi tu lumea asta frumoasă. Dar să știi că la noi o să vezi tu lumea asta frumoasă mult, mult, mult. Atât ai de frumos aici la noi. Io, ești ca în rai, îți zic eu. Da, întreabă pe Măriuca, preachina ta. Întreabă, uite Dali, acolo. Dali, Ijot, vrei să mă îmburzi? Ia îmburzi eu pe tine tu. Ia îmburzi eu pe tine. Ce-o? Serios, Ijot. Nu-ți convine că te-am adus aici? Na, să vedem la cine mere. La mămica sau la tăticu? Sau la la mămica sau la mătușa? Anuca! Anuca! Hai că vine, amu, când vine țăpicul. Anica, haide, hai că ești pierdută. Te-ai pierdut? Hai, da. Hai. Se pare că am abătută. Ți se pare abătută, dar pe cum vrei să ți se pare? Că e prima zi a ei pe altă planetă. Hai, până amu, eu stat acolo, în pătrățica ei și tot o mâncat. Amu, nici nu știu de-a că există atâta spațiu în jurul ei. Ce tu, ți-e frică? Minchia n-așa face febră musculară de la cât a umblat. Nata de fire, nu te atingi, da? Lasă-o să guste iarba aceea. Trage-o de la fire, să nu se atingă de fir. Dar curentează? Că s-a învățat aia cu firul mai târziu. Dar curentează? Nu curentează acum, dar o să curenteze. Hai, Anuca, hai, mamă. Hai, iubită, unde te duci? Unde te duci acum? Hai, da. Așa, ești foarte cu minte. Văd că un pic de îndemn și ai venit. Hai, încoace, hai că trebuie volan. Ia că s-a rupt o creangă de nuc. Dragilor, noi mai stăm aici un pic cu animalele la plimbare. Ne place că a ieșit soarele, ne luminează fețele
E bine că am mâncat un pic de sărbători, am ieșit și plimbăm un pic. Și am vrut neapărat să surprindem momentul ăsta de a scoate bivolița din graj pentru prima dată, pentru că sunt zicale din popor cu gibolul din graj care iese cu o bucurie nemărginită și galopează și aleargă și nu mai poți prinde, dar anul ca asta eu cred că nu cred că are vreo problemă de sănătate, că pare sănătosă, dar e așa mai mult filozofă, mai mult îngândurată, mai altfel se comportă, nu? Și sperăm că v-a plăcut și vouă video de astăzi, așteptăm neapărat să ne scrieți în comentarii părerile voastre, dați un like și o distribuire eventual dacă vreți să ne susțineți și să ajutați canalul ăsta să crească. Vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Că noi o mai stau un pic cu caprele, cu bivolița și o să ne bucurăm de vremea asta frumoasă, de aer curat, de culorile din jurul nostru și de animalele astea care se bucură și ele împreună cu noi și mai ales de timpul frumos ce-l avem cu animalele astea. Dacă n-aveți animale, socotiți-vă bine și poate vă luați și voi oarice. Să vă mai scoată din casă de sărbători. E nu de sărbători, că poate mereți la colindat, poate mereți la rude, poate mereți în vizită, dar eu consider că animalele astea ne dau fericire pe toată perioada anului, nu doar când se întâmplă ceva special. Atunci, mulți ne consideră un exemplu și un model, poate vă luați după noi. Dar să nu ziceți că noi v-am zis să faceți. Fiecare cu calculele lui. Ia de acolo. Ia că e părătită. Îți mai dau tu? Hai să-ți mai dau.